Vă țin de vorbă împreună cu mine în mall la Brăila, auzind ploaia. Auzind ploaia, urmărind oamenii, privindu-le fețele, privindu-le privirile, căutând să le ghicesc visele. Și recunosc că am trecut prin Cărturești, de unde mi-am luat o carte. Ce poate face omul în Cărturești? Am început deja să mă feresc de cărțile românești, pentru că la modul la care au zis că se întâmplă, cărțile românești sunt traduse în epoca asta la nivel automat și atunci mă feresc. Despre Legile naturii umane a lui Robert Greene, mi-aduc aminte în anii când aveam edituri și când era țara vândută și exista un liant, exista un mecanism de emulație la București în edituri, se tipăreau cărți și chiar cărțile se vindeau. Era perioada de post-revoluție, când România mai avea instituții, își căuta sensul și încă nu fusese construit focarul ăla de securiști care să vândă țara pe degeaba. Era încă perioada în care existau directori entuziaști, oameni pe la editura economică, pe la revista economică, pe la știință și tehnică și tehnium, care doreau să construiască curente editoriale, iertați-mi cacofonia, legate de modul în care se poate percepe puterea, structurile organizaționale, managementul, vânzările, negocierile, comunicarea și marketingul. Și atunci mi-aduc aminte, au fost tipărite, parcă erau cele 47, acum sunt 48 de legi ale puterii. Și am citit cu plăcere cartea, am rătăcit-o pentru că odată cu moartea mamei am plecat și eu din apartamentul ăla și câteva cărți pe care le-am avut, vreo două dubițe, le-am împrăștiat care pe unde au putut. Și acum am redescoperit cu plăcere, îi spun New York Times bestselling, mă rog, o fi, n-o fi. Ideea este că mi-ar plăcea să-mi aduc aminte. Cartea aceea cu cele 47 de legi ale puterii privea la o manieră interesantă relația de comunicare, relația de percepție, mesaj, modul în care poți să-ți construiești audiența și cui, în contextul foarte variat și complex al vieții și mai ales al practicii puterii. La noi, de regulă, puterea este foarte asociată cu controlul și cu brutalitatea. La americani, nuanțele sunt atât de mari încât aproape sunt infinite, depind de creativitate și de spontaneitate, cât și de o formă de atitudine, de un gen de construire a actului de putere din perspectiva unei finalități, a unui stadiu de natură pragmatică. Și atunci este plăcut să știu că am găsit poate o carte care nu-i tradusă, dar și traducerea aceea era foarte bună, asta însă la izvoare e originală, e așa cum trebuie și atunci nu mai pățesc cum am pățit cu Clive Cussler, reușind să cumpăr o carte în românește tradusă la rau cu bastonul. În 465 de pagini, recunosc că în 124 au scrise numai enormități. De altfel, dacă îmi fac timp, am să reușesc să vorbesc și cu editura, aducându-i micile semnalmente vis-a-vis de efortul pe care l-a întreprins, pentru că este păcat. E totuși o muncă și trebuie corectată ca atare, cu atât mai mult cu cât cred că cititorul, în esență, trebuie respectat. Ceea ce astăzi, în contextul ăsta general, nouă ne lipsește, este exact o mai practică a puterii prin prisma naturii umane. Și din câte vedeți, acum politica nu se mai face pentru oameni și nici de către ei, ci pentru interese și de dragul politicii. Păpușile care sunt agățate în încârcitele sfori ale puterii își fac de cap la modul la care devin teatrale și deseori sont actorii unor vodeviluri care mențin o intensitate dramatică la televiziune preț de o seară sau după amiază, după care dispar într-un tumult al uitării și într-un praf al intereselor care se sparge de departe în locuri în care la un moment dat spumegă valurile marilor interese. E bine, din perspectiva asta, satisfacția cu care vă împărtășesc titlul ăsta în seara asta mă anunță că voi avea și eu
poate șansa unei seri ocupate plăcut, interesant, în chip constructiv și reflexiv și din când în când să mă ajute să pot concluziona câteva dintre micile aventuri ale umanității surprinse extrem de interesant în cartea lui Robert Greene, despre care țin să vă spun că atunci când am citit-o, sunt aproape 20 de ani sau dacă nu mai bine, am fost foarte surprins. Eu venind dintr-o societate, cum era și firesc, oarecum închisă, dar cu o mare explozie editorială, pentru că se pare că e caracteristica marilor sisteme care dezvoltă un grad de energie internă suficient de bine administrat și folosit constructiv în menținerea structurii sale de interese și de priorități. A vorbit... Ați auzit vocea unui tenor spărgător de coș de semințe și drojdier de calitate a cartierului, care a adresat un apel unui posesor de automobil. Văd că ploaia începe să se înmoaie, lucru care mă ajută să cred că voi putea ajunge și eu la mașină și eventual mai ușor acasă. Urându-vă toate cele bune, îmi voi păstra promisiunea să vă împărtășesc din carte. Continuându-mi ceea ce spuneam înainte de anunțul domnului care mi-a întrerupt superficialul flux al gândirii, prin faptul că alături de Sun Tzu, alături de Cartea Psalmilor lui David, alături de Gori no Sho al lui Musashi, cartea aceasta a lui Robert Greene m-a surprins plăcut în timp, în viață, și nu pot să uit cartea despre Napoleon și project management, pentru că și aceea este foarte interesantă. Cred că datorită lor am ajuns la Codex în anul 2000 să pot accede la primul curs pe care l-am avut de project management și de atunci să trăiesc de fiecare dată când răsfăiesc blogurile de project management sau literatura de specialitate o adevărată revelație și un act de iluminare. Toate cele bune!